Gran Turismo 7, lupta FPS-urilor și un nou joc cu tankuri, toate acestea în minutele următoare. Microsoft a anunțat Halo Spartan Strike pentru device-urile Windows 8 și PC. La fel ca și titlul anterior, Halo Spartan Assault va fi un top-down twin stick shooter și va include un control mai bun, vehicule și abilități noi, Prometheum ca inamic și peste 30 de misiuni. Acțiunea din joc are loc în perioada Halo 2, iar titlul va costa $6 pe Steam și Windows 8 și va fi lansat pe 12 decembrie. Blizzard Entertainment a lansat pe Battle.net un bundle în valoare de $20 pentru World of Warcraft, ce conține jocul de bază și expansionurile World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of Lich King, Cataclysm și Mist of Pandaria. Gamerii ce au subscripție la jocul de bază World of Warcraft au primit deja un upgrade gratuit la Mist of Pandaria. Acest anunț vine în apropierea lansării expansion pack-ului World of Draenor, anunțat pentru data de 13 noiembrie. Rise of Rome ar putea fi lansat și pe PS4. Iată că cei de la Crytek s-au arătat deschiși ideii de a lansa jocul și pe PS4. Gurile rele spun că această schimbare de atitudine are drept cauză neînțelegerile cu Microsoft primind drepturile de proprietate asupra ceea ce la un moment dat se zvonea că va fi o serie. Cu Microsoft pare că a refuzat să cofinanțeze dezvoltarea lui Rise 2, Crytek caută noi mijloace de a spori veniturile companiei, aici intrând și posibilitatea de a aduce Rise of Rome și în casele celor care dețin un PS4. Capcom a anunțat oficial Resident Evil Revelations 2 pentru PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 și PC în timpul conferinței de presă Sony Computer Entertainment Japan Asia, fără a preciza o dată de lansare, pe care o aflăm acum de pe PlayStation Store ca fiind 17 februarie. Jocul va fi lansat digital în 4 episoade săptămânale la un preț de $6 fiecare, iar întregul sezon, care va include și DLC-uri, va costa $25. Versiunea pe disc ce conține și DLC-uri va costa $40. Fiecare episod o să conțină ore de gameplay, finale diferite, povești și moduri. Tom Clancy's Rainbow Six Siege va rula la 60 de FPS-uri atunci când va fi lansat anul viitor pe PC, PS4 și Xbox. Aflăm de pe contul oficial de Twitter al jocului. Ubisoft l-a prezentat la E3 2014 și a afirmat că va avea gameplay axat pe co-op multiplayer și este înlocuitorul R6 Patriots, care a fost prins în tranziția dintre trecerea de la generația curentă de console la next gen și s-a decis să renunțe la el în favoarea Siege. Bandai Namco a anunțat un nou joc. Battleline Steel Warfare va fi un joc ce combină genul RTS cu simularea războiului între tancuri, a anunțat Bandai Namco Games America. Acesta va fi un free-to-play și doritorii pot deja să se înscrie la beta pe pagina oficială a titlului. Trailerul și pagina oficială le găsiți în descriere. Studioul Sparkplug Games a lansat primul trailer cu grafică in-game pentru viitorul lor MMO, Firefly Online, un proiect pentru PC, iOS și Android. Acesta este definit ca un RPG în care misiunile se poartă împotriva altor echipe. Firefly Online va pune accentul pe explorarea navelor și locațiilor, precum serialul omonim. Jocul se află într-un stadiu incipient de producție, dar studioul a declarat că videoclipul este realizat în mod holografic și nu cinematic. Se promit multe locații variate, incluzând zone sălbatice, orașe sau nave spațiale gigantice. Gran Turismo 7 va fi lansat pe PS4 în 2015 sau 2016, a sugerat șeful Polyphony Digital și producătorul seriei Gran Turismo. Într-o discuție în cel mai nou număr al revistei GamesTM, Yamauchi a spus: totul va funcționa natural în Gran Turismo 7, PS3 a fost mult mai dificil. Calitatea ridicată a detalilor care le-am renderizat pe PS4 cred că vor face o diferență incredibilă. Deep Silver și Volition au lansat un nou trailer și imagini noi din Saints Row Get Out of Hell, în care sunt prezentate cele 7 arme mortale bazate pe cele 7 păcate mortale. Adițional, Deep Silver a anunțat că atât Get Out of Hell cât și Saints Row 4 Reelected vor fi lansate din 20 ianuarie în loc de 27 ianuarie, cum era stabilit inițial. Reelected va include Saints Row 4 și Get Out of Hell și va costa $50, iar Get Out of Hell poate fi cumpărat și standalone la prețul de $20. Grație succesului pe care l-a avut și îl are atât cu seriile Assassin's Creed și Far Cry 4, cât și cu Watch Dogs, Ubisoft a devenit al treilea publisher third party din America de Nord și Europa după EA și Microsoft. Titlurile sale apar pe cât mai multe platforme, inclusiv cele next-gen, aducând companiei venituri financiare însemnate. Notorietatea pe care o are Ubisoft însă are și părți negative.
Mai întâi au confirmat dezactivarea unor opțiuni grafice pentru Watch Dogs pe PC, apoi au dezvăluit că Assassin's Creed Unity va rula pe Xbox One și PS4 în doar 900p la 30 fps-uri, deoarece jocul este un mare consumator de CPU. Pe urmă, au declarat că standardul de 60 fps este unul ireal și inferior celui de 30 fps, care este singurul ce poate asigura o experiență cinematică adevărată. Iată că Ubisoft dă naștere unui nou scandal cu ocazia unei conversații pe Reddit privind programarea în jocuri. Din acest rezumat se pare că un membru al companiei a lăsat să se înțeleagă că producătorii de console exercită presiuni pentru ca jocurile multiplatform să fie blocate la 30 fps pe PC dacă versiunile de console au și ele aceeași limitare. Motivul oficial a fost următorul: ochii noștri oricum nu pot discerne mai mult de 24 de fps. Părerea noastră este că afirmația cu ochii noștri și 24 de cadre nu este una destul de solidă și, în mod cert, orice om poate vedea diferența unui joc care rulează în 30 de cadre față de unul care rulează în 60. Și asta deoarece ochii noștri sunt complexi. Ei bine, am ajuns și la final. Iar întrebarea de săptămâna asta este dacă credeți că consolele vor rezista la standardul de 60 de cadre pe secundă. Ne revedem luna viitoare. Până atunci, dați un like și un share. Ciao!